Două accidente de circulație s-au produs în acest an pe drumul care leagă patinoarul de Parcul Crâng. Același drum devine impracticabil la sfârșit de săptămână, atunci când o parte dintre buzoieni vin la plimbare în parc cu autoturismele, dând naștere unor adevărate ambuteiaje. De aici apar scandaluri. Ceilalți buzoieni ieșiți la plimbare cu bicicleta sau pe jos aproape că nu mai au pe unde să circule, iar Parcul Crâng se transformă într-un loc în care fiecare face după bunul plac, relaxarea și respectarea mediului înconjurător trecând în plan secund. Constantin Ionescu, consilier local municipal independent, a înaintat un proiect de hotărâre prin intermediul căruia propune interzicerea circulației autoturismelor în Parcul Crâng. Din punctul meu de vedere, s-a creat un fenomen scăpat de sub control autorităților. Ați văzut în ultimul weekend mașini blocași ca pe Valea Prahovei, pe aleile din Parcul Crâng, și dacă acest proiect de hotărâre va fi aprobat în cadrul ședinței de Consiliu Local, blocarea acceselor către parcul, în special Parcul Crâng, din oraș, cu program de aprovizionare pentru unitățile de alimentație publică din interior, un program care să nu afecteze petrecerea timpului liber vizitatorilor și orice care doresc să vină să-și petreacă timpul liber, pentru întreținere la fel, cu acces pentru instituțiile statului, că vorbim de poliție, de salvare, de jandarmerie, de ISU. Inițiativa interzicerii circulației vine din dorința de protejare a zonelor verzi, se arată în documentul depus la registratura primăriei pentru protejarea florei și faunei în vederea eliminării totale a posibilității de apariție accidentelor de circulație în parc și nu în ultimul rând pentru respectul simplilor cetățeni care ies la plimbare pe jos ori cu bicicleta. Din punctul meu de vedere, acest fenomen trebuie să înceteze pentru că respectul față de, așa cum am spus, valorile acestui oraș, pe care le avem și noi lăsate de la înaintași, puține orașe se pot bucura cu un parc provenit dintr-o zonă naturală și dintr-o rezervație naturală și pentru care avem obligația ca fiecare cetățean să păstrăm și să respectăm aceste lucruri. Conform proiectului, interzicerea circulației s-ar putea realiza prin montarea unor bariere, iar accesul pentru autoturismele care aparțin unităților de alimentație publică să se facă doar între orele 6 și 8 dimineața. Orice abatere ar urma să fie sancționată cu o amendă substanțială, care ar putea pleca de la 1.000 de lei până la 10.000 de lei. Proiectul vizează toate parcurile din municipiul Buzău.